Eu mă de dragii mei, năsări și parfumați bine ați venit din nou la Nastanas, primul și singur canal în de destinat exclusiv recenzilor de parfumuri, dar și parfumerie în general, unde marțea la minut facem episoade informative cu lucruri educative despre um, noțiuni de parfumerie pe care cred eu că ar fi bine să le aprofundăm, mai ales dacă avem de gând să continuăm să le folosim așa cum o facem acum. Um, astăzi vorbim des despre smirnă, uh, nu neapărat pentru că acolo am ajuns cu dicționarul, ci pentru că uh, mi s-a uh, revelat uh, noțiunea că uh, operăm cu foarte multe erori factuale în ceea ce privește paralele pe care noi le uh, distingem între uh, materialele parfumistice și cele pe care credem că le știm uh, din viața de zi cu zi. Uh, tămâia a fost uh, unul dintre cazurile astea și de asta am vorbit săptămâna trecută despre uh, cum ceea ce se vinde în bisericile, mai ales ortodoxe, estice, este în general o urmă vagă ceea ce uh, reprezintă tămâia ca material pur și de asta uh, ceea ce credem noi că știm ca tămâie nu coincide cu descrierile sau cu parfumurile cărora le citim descrierile și pe care credem că putem să le anticipăm. Nu se potrivește ce mirosim în parfumeria de nișă cu ceea ce miroase la biserică, pentru că ceea ce este la biserică nu e material pur. Asta pune vânzarea unor astfel de substanțe compuse și compactate undeva în zona de păcăleală pentru mine. Da, sau nu, dar uh, astăzi tratăm cu uh, ceva mai uh, clar decât atât, mai puțin interpretabil, și anume cu o uh, eroare factuală gravă din punctul meu de vedere. Uh, pentru că dovezile științifice, istorice și uh, lingvistice sunt, uh, tot ce trebuie este să le căutăm și să le aplicăm ca atare, numai că oficialitățile Bisericii Ortodoxe Române, mai la ea mă raportez pentru că nu știu ce se întâmplă prin alte părți, um, au moștenit sau au ales, nu știu, și nici nu contează, să propage uh, o eroare pentru că este mai lucrativă sau care se întâmplă să fie mai lucrativă. Dacă nu intenționată eroarea, uh, norocul tot peste ei dă pentru că e mai ieftin să vinzi benzoină și să o numești smirnă decât să vinzi smirnă de la mama ei. Acum, uh, de ce spun lucrul ăsta este uh, pentru că Smirna din Biblie, smirna din celelalte texte religioase, de la v Vechiul Testament până la Coran, până la Tora, până la tot ce vreți, ce nu vreți, toate uh, cultele de carte și nu numai ele, uh, toate mențiunile istorice. Pe uh, materiale parfumate, de la um, ce se întâmpla prin Cipru, până la ce se întâmpla în Capadocia, până la ce se întâmpla în uh, uh, zona fertilă dintre Tigru și Eufrat, uh, chiar și uh, uh, la vechi egipteni și pe, peste tot, de fapt, uh, este următorul lucru. Uh, mir, smirnă, mir slash smirnă. Este o rășină care vine dintr-un singur copac. Cel care acum se numește, datorită lui Line și a celorlalți taxonomi care se ocupa cu treaba asta, comifora. Asta este denumirea latină pe care oamenii de știință moderni i-au dat-o copacului specific la care se referă toate mențiunile din textele religioase și istorice. Doar comifora produce smirna despre care se vorbește în Vechiul Testament. Ne referim la el, că e mai ușor de uh, să ne raportăm la realitatea asta. Deși toate celelalte religii, așa cum am spus, uh, se referă la uh, materialul numit mur, mr, muron, moron, mai târziu, uh, doar când vor să denumească reșina copacului de comifora, care crește în Orientul Mijlociu, zore foarte aride, în Peninsula Arabică și Somalia, cam Oman, cam așa. La fel ca și tămâia, de altfel. Cuvântul smirnă, așa cum îl avem noi, vine din mir, mr, mur, mor, Uh, care este o rădăcină uh, cu proveniențe semitice. Deci vechii evrei vorbeau o limbă care stă la baza ebraicii moderne și asirienei moderne. Deci o limbă înordită cu aramaica, uh, limbă semitică uh, din care mai târziu s-a transportat acest termen cu sensul strict de smirnă și către alte limbi uh, indo-europene, către arabi, care îi spun mr, către grecii vechi care au împrumutat termenul și l-au transformat într-un termen mai cuprinzător. Moron, moiron, mouron. Sunt mai multe variațiuni din câte am înțeles. Eu nu citesc greaca veche, deci trebuie să mă iau după transliterații. Toate desemnau parfum și venea uh, termenul ăsta de la smirnă, nu de la alte materiale parfumate, nu de la trandafir, de pildă, cum ar fi putut să o facă. Nu, au venit uh, toate numele astea de la smirnă, de la mărul ăsta <gură> uh, originar, uh, care este menținut și menționat în, uh, în Vechiul Testament, în limba de la mama lui. Înțelegeți? Eu după aia trebuie să mă iau când uh, încerc să creez paralele uh, sustenabile între o realitate științifică modernă și măsurabilă cu mijloace moderne și o uh, uh, tradiție uh, sau o practică veche. Așa mi se pare corect. Uh, tot de acolo vine și faptul că uh, smirna, asta care vine doar din copacul de comifora, era folosită pe vremuri sau pe vremurile la care cei trei magi au venit cu cadouri, nu pentru Isus, ci pentru părinții lui, ca să ne înțelegem. Uh, printre care era uh, uh, inclusă și Smirna, uh, pentru că pe vremea aia, la un moment respectiv, în, uh, în tradiția la care ne referim, Smirna era folosită pe scară foarte largă ca material medicamentos. Nu de ars, de, 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 de tradiție, de ritual și așa mai departe. Nu de sărbătorire. Era medicament. Mai mult decât atât, s-a demonstrat științific astăzi, prin mijloace moderne, așa cum am spus, de laborator, că multe dintre elementele active ale smirnei, din smirnă, care pot fi extrase prin uh, diferite metode, activează în creier aceiași centri cum o fac opioidele. De-al de opium, dar de, de heroină, dar de, de din astea, da? Nu heroină, opium, uh, morfină și așa mai departe. Cu alte cuvinte, există uh, dovezi clare că se poate, pune o bază relativ științifică, nu relativ științifică, o, 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 se poate crea o bază factuală o, pentru motivul o, pentru care smirna era folosită ca medicament. Mai mult decât atât, deși erau foarte multe alte o, materiale folosite pentru asta, o, o, sau care se puteau folosi în, în contextul unei nașteri, ăsta cu precădere, era folosit pentru că atenua nu mai durerea, dar și tumefierea. Deci când e vorba de uh, un țesut uh, un care a fost bătut, a fost chinuit, a fost umflat, a fost tumefiat, așa cum se întâmplă foarte des când trebuie să naști, vânătăi și așa mai departe, uh, Smirna era foarte uh, uh, eficientă, credeau ei, pentru... Uh, nu știu, punctele lor de referință de atunci, în, în tratarea durerilor de genul ăsta vânătăi de, de profunzime, dureri ca, la, ca după naștere, când. Ești rupt în două. Deci poate există o, o terță semnificație a smirnei în triada aur smirne și tămâi, care are legătură cu ceva foarte practic, mai mult decât ritualic și religios. Um, asta așa, ca un că pe, pe din afară. Dacă ați fi foarte clar, ceea ce se prezintă ca smirnă în, în, de către Biserica Ortodoxă prin uh, platforme pe care le-am accesat eu, este foarte posibil că asta să nu se întâmple peste tot, recunosc că nu stau să citesc acum toate site-urile uh, Patriarhiei, dar pe wiki Ortodoxia și pe din astea se vehiculează uh, noțiunea că smirna este o rășină care vine de la copacul Uh, smina și uh, sm tămâie, aia din Biblie cu Isusul cu nașterea, da despre aia este vorba. Uh, ei mențin sau susțin că aia este de la un copac care se cheamă stirax. Nu este. Uh, Stiraxul și storaxul produc benzoină, care într adevăr este și o rășină foarte parfumată, foarte calmantă, foarte iubită de foarte multă lume și ea folosește pe scară foarte largă în parfumerie, pentru că este dulce, este vanilată, este prietenoasă, este cristalină, este ieftină comparativ cu celelalte, dar nu este smirna adevărată. Și dacă pe mine mă întrebați ce este smirna adevărată către care ar trebui să ne orientăm? Dacă vrem aur smirnă și tămâie de la mama lui, ei, lor, atunci eu m-aș duce la semiți, m-aș duce la izvoare. Cuvântul smirnă și practica de a arde smirnă la români sunt chestii noi, pe care noi le-am importat, nu le-am inventat. Și dacă vrei să știi cum trebuie să fie asta la mama ei, te duci la ăla care a inventat-o, la ăla care a descris-o primul, la la care a denumit-o. În cazul nostru, semiții vechi, din, din Orientul Mijlociu, care au consemnat în foarte multe izvoare istorice și uh, scrieri religioase că Smirna este ăla, de la Comifora. Nu Stiraxul care vine din de, uh, Asia de Sud-Est, că n-aveau treabă magii cu Vietnamul. Cred, sau poate aveau, dacă știți voi mai bine, contrazice-mă. Contraziceți-mă! Numai că eu îți bențin că din punct de vedere uh, istoric, lingvistic, științific, adică botanic, acum, oficial taxonomic, <laughs> Smirna este doar rășina de comifora. Iar uh, asta face pentru mine fascinantă eroarea asta, intenționată sau nu, a, uh, a organizațiilor asociate cu uh, Biserica Ortodoxă Română, de a prezenta și a vinde Smirna uh, Avind de benzoina, de fapt, ca smirnă. Mie, um, chestiile astea mi se par. Uh, nu știu. Sunt interesante, și dar să și dureroase în același timp, pentru că e clar că s-a împământenit o practică pe care n-a contestat-o nimeni. Um, sunteți liberi să vă duceți să verificați. V-aș ruga, nu mențin că eu dețin adevărul absolute. Sunt convinsă că există foarte multe informații pe care eu nu le dețin și pe care nu le-am căutat pentru că nu m-au interesat, care ar putea uh, edulcora puțin imaginea astea că, sau ideea asta sau afirmația mea că e păcăleală. Intenționată sau nu să vinzi benzoină ca smirnă și să zici asta e smirna aia din Biblie, când este factual greșită această chestie, uh, mi se pare o treabă chestionabilă. Dar... Sunt prima care recunoaște că e foarte posibil să nu înțeleg, de pildă, posibilitatea că cuvântul smirnă se poate folosi generic, așa, cu ton de, să zicem, rășină. Așa cum folosim rășini, poate așa folosește și Biserica Română sau Wiki Ortodoxia, dacă sunt legate sau nu, nu știu, cuvântul smirnă. Și în cazul ăsta se poate vinde drept smirnă și sahâzu, și elemi și rășina de pin, și smirna, și benzoina, și așa mai departe. Dar dacă ne luăm după ei, având în vedere că ei au făcut ambele mențiuni în același text, ăștia de la ochii Ortodoxia, cine sunt ei, nu știu, um, au făcut ambele uh, mențiuni în același text și faptul că asta e smirna de la cei trei magi, și vine de la Stirax. Astea două nu sunt corecte împreună. Nu pot coexista și am două să fie valide factual. Deci, ori folosesc termen generici și atunci acceptă posibilitatea că ce vând ei nu este smirna de adevărat. Alea, ori spun de la magii cu tare cu tare s-a smirna, care este comifora. Pentru că e numai comifera, comiforma, comifora <laughs> se poate uh, clasifica în... Natură în ce vreți voi, științific, drept smirnă. Uh, și cu asta am să vă las. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veni și mâine seara. Dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul, dați cu ce vreți voi. Uh, aștept să mă completați, să mă contraziceți, să faceți ce vreți voi, atâta vreme cât dialogul uh, rămâne civilizat. Eu, voi știți că îmi place foarte tare să îmi completez cunoștințele și sper că așa învățăm și noi cu toții. Eu de la voi și voi de la mine, dacă aveți ce. Uh, Spunem cu toții în cor, binele minge, cu avura durează, pe unde treci să mai bine și ne vedem săptămâna viitoare? Să vedem cu ce! Ori continuăm cu um, detalii din astea chestionabile și cu scandaluri informaționale, ori o luăm uh, mai departe cu dicționarul nostru și cu știați că în orice caz. Am și câteva prezentări de casă noi pentru voi uh, și câteva parfumuri... Uh, specială despre care aș vrea să vă vorbesc, pe care uh, le-am uh, inclus în capturile mele din ultimele uh, săptămâni. Uh, plus încă vreo două, trei. sase, Zece? Pedru! Deci aveam despre ce vorbi uh, și mă bucur că am apucat din nou să ne întoarcem la marțea la minut. Ne vedem săptămâna toare!